Pentru mine e de asemenea întotdeauna o plăcere deosebită să descoperă un scriitor tânăr. Nu are niciun fel de importanță ce profesie are Florin Piersic Junior. Actorul este altceva, aici este vorba despre scriitor și este un scriitor adevărat, un scriitor stăpân în mod uimitor și în câteva locuri miraculos pe mijloacele sale. Un scriitor matur care are ceva de spus, care are o lume a lui și care o dovedește din plin în acest volum de tablete adunate din mai multe publicații la care a colaborat. Soarta tabletei este una a unei efemeride, de obicei. Foarte puțini autori sunt faimoși pentru tabletele lor publicate în reviste. Unul este Arghezi, altul este, cum se știe, Călinescu. Sunt și câțiva autori contemporani. Tableta este însă, prin faptul că e concentrată, prin faptul că te obligă la un anumit număr de cuvinte, un tur de forță pentru un scriitor. Este o constrângere pozitivă, o constrângere fructuoasă. O spun eu însumi care am încercat de asemenea acest gen cu mult folos, aș spune eu, pentru mine. În același timp, este o artă a concentrării. Este o artă a paucității cuvintelor. O artă a lapidarității, care nu exclude feeling-ul, care nu exclude porozitatea, care nu exclude cruzimea uneori. Există o lume aici în această carte. Toate aceste tablete, ca solzii de pe aripile unui fluture, alcătuiesc o imagine. Este o imagine paradoxală, o imagine a coincidenței contrariilor, o imagine a României noastre, cea de toate zilele, și a faunei și florei câteodată a acestei țări, din ultimii, să zicem, 10 ani. Din perioada de după, așa zisa, tranziție. Din perioada anomiei românești, aș spune eu. În care totul se amestecă cu totul. În care binele este indiscernabil de rău. În care frumosul este indiscernabil de urâțenie, în care mitocănia coexistă cu angelitatea, într-un fel. Avem în această carte toate registrele. Avem toate vocile din jurul nostru. Avem vocile abjecției și vocile angelicului. Avem o extraordinară povestire despre un înger care își caută un suflet pereche, care își caută locul în lumea din jur, și avem extraordinare monologe ale unor personaje pe care le știm de la OTV, pe care le știm din revistele așa zise tabloide, ale personajelor interlope, ale spectacolului, să spunem așa, al vorbirii corupte din România de astăzi. Pe lângă această diversitate deosebită a lumii contemporane care se reflectă în acest puzzle, în acest mozaic, din care practic nu lipsește nimic, sunt toate vocile, repet aici, există și diverse teme, există și diverse direcții care sunt ușor de observat aici. Una dintre aceste direcții este reacția împotriva fariseismului, împotriva plastificării, așa cum reiese dintr-una dintre povestiri în care totul este de plastic, împotriva transformării lumii noastre în postmodernitate, nu numai la noi, peste tot în lume, în comics stripes, în benzi desenate, în cartoons, în reclame, în advertising, în tot ceea ce, de fapt, corupe și falsifică imaginea noastră omenească, imaginea unei societăți, imaginea unei lumi, imaginea unei culturi. Este o reacție viscerală, neideologică, o reacție imediată împotriva dezumanizării, să spunem așa, a lumii care s-a prăbușit și peste noi până la urmă, acestei lumii
plastifiate de care vă spuneam. Este lumea firmelor, concernelor, lumea oamenilor care nu mai au timp să se destăinuie unul altuia, lumea oamenilor care sunt pierduți, de fapt, între gadget-uri de toate felul. Aceasta este una dintre cele mai puternice direcții. Este aici o foarte abilă putere a tânărului autor de a